Salutare, producători, seara asta avem clip nou. E un clip mult așteptat despre EQ. Nu v-am explicat, dar vă explic acum. Salutare și bine ați revenit la un nou tutorial în FL Studio. Astăzi vorbim de EQ și mai exact Fruity Parametric EQ 2, un plugin care vine odată cu FL Studio. Eu sunt Robert sau RR și pe canalul meu găsiți o grămadă de tutoriale, printre care un tutorial complet pentru începători despre reverb, despre delay, despre cele mai bune setări pentru piesa ta, primul Q&A unde vă răspund la întrebări. Dacă ai ajuns aici și nu știi absolut nimic despre FL Studio, recomand să dai click aici sus ca să vezi tutorialul meu complet. După cum v-ați obișnuit, pentru tutorialele de producție muzicală, recomand o pereche de căști sau o pereche de boxe stereo. Astea fiind spuse, bun, asta este una dintre piesele mele mai vechi. Nu am luat ca exemplu nicio piesă super nouă, ca să vă dau spoiler, dar nicio piesă super veche care sună foarte nasol și nu e nici organizată și etc. Pentru început o să lucrăm cu pianul ăsta de la început. Vă arăt acum un truc mic în caz că nu-l știați. Uiteți bara aceasta. Dacă vrem să redăm doar această secțiune în continuu, putem să dăm click dreapta pe bara asta și să tragem exact cât vrem. Asta o să se facă cu roșu, să dau mute aici. Iar acum o să se repete non-stop. Pianul e deja redirecționat la mixer, ba mai mult e deja aplicat un Fruity Parametric EQ 2 pe el, dar de data asta o să-i dau mute și o să creăm noi altul. Mergem la oricare dintre sloturile de aici și Fruity Parametric EQ 2. Este unul dintre pluginurile care merge mărit. Spre deosebire de reverb sau delay, uitați, dacă dau pe reverb și vreau să-l măresc, nu mă lasă și este foarte enervant. În schimb, cu Fruity Parametric EQ 2, putem să-l facem pe tot ecran. Bun, și o luăm cu începutul. Ce vedem prima oară pe ecran? Sunt aceste circulețe. Dacă ne uităm sus, vedem unde scrie C1, C2, C3, C4 până pe la C9. C-ul reprezintă nota Do în limbajul muzical de afară. 1, 2, 3 până la 9 reprezintă care Do este. Do-ul foarte de jos sau C9, Do-ul foarte de sus. Vedeți că de dedesubt scrie Sub, Bass până la treble. Deci în partea din stânga avem frecvențele joase, în partea din dreapta avem frecvențele înalte. Jos de tot, pentru chestii mai exacte, vedeți că scrie și câți herți sunt în zona respectivă. Aici sunt 20 de herți, până la 10.000 aici și 20.000, 20 ceva de mii pe undeva pe acolo. Bun, și deci cum funcționează EQ-ul? Avem un sunet, în cazul nostru sunetul de pian, și avem aceste circulețe în acest plugin, de care dăm, le mișcăm cum vrem noi, să manipulăm sunetul în favoarea noastră. După cum v-am mai spus în FL Studio, dacă ai făcut o prostie sau eu știu ce, click dreapta pe reset și se va duce la poziția inițială. Vedeți că fiecare circuleț de aici are cât un număr și o culoare. Dacă luăm pe primul, ăsta mov, 1, ăsta este poziționat în partea frecvențelor joase, dacă vă vedeți e pe linie cu sub-ul, pe undeva pe la 60 de Hz. Iar dacă vă uitați în partea din dreapta, avem mai multe fadere, iar culorile de sus sunt asociate cu culorile circulețelor. Astfel încât dacă dăm de faderul de la mov în sus, ăsta se mișcă sus și jos. Iar dacă mergem jos de tot, avem alte două circulețe. Primul face ca circulețul să se ducă la stânga și la dreapta. Iar ultimul de jos de tot, pentru a vedea ce face, trebuie să mărim sau să scădem intensitatea de la filtrul aplicat. Și dacă îl micșorez, vedeți cum filtrul se face mult mai accentuat, mult mai vizibil. Iar dacă îl dau de tot până în dreapta, vedeți cât de lin se aplică filtrul. Odată ce pornești programul, linia asta e la jumate. Acum, dacă observați, prin ce am aplicat acum, am mărit frecvențele joase. Frecvențele de la 20 de Hz până pe undeva la 951 de Hz. Iar toate circulețele astea funcționează la fel, numai că odată ce pornești programul, ele au un tip diferit de filtru. 2, 3, 4, 5 și 6 au modul de picking. Accentuează doar frecvențele astea de aici, iar frecvențele joase dinainte și frecvențele înalte de după rămân la fel. Sunt foarte puțin afectate. Putem să luăm ca exemplu pe următorul circuleț, 2. Mergem ori aici și dăm de asta în sus, ori putem să dăm noi de mouse, dar în felul ăsta nu avem un control foarte bun. Pentru că se întâmplă să dai cu mouse un pic mai la stânga, un pic mai la dreapta, eu știu. Bun, și odată ce am mărit intensitatea frecvențelor de acestea, dacă mergem jos de tot pe acest fader, chestiile astea, circulețele astea se numesc banduri. Și acum că am mărit frecvențele din partea aceasta, putem să ne uităm în partea de jos a faderului, iar dacă dăm de primul circuleț de aici, o să-l mute ori la stânga, ori la dreapta. Dar de data asta, dacă modificăm următorul circuleț,
o să vedeți că arată diferit față de 1. Deci în Fruity Parametric EQ avem două variante. Ori ne jucăm cu aceste cerculețe de aici și cu asta, din rotiță. Ori putem să ne jucăm cu asta de aici, dar fac aceeași chestie, uitați. Deci dacă eu îl mut în sus, vedeți cum se duce și aceea în sus, stânga-dreapta. Iar dacă dau de rotiță de la mouse pe cerculețul respectiv, se schimbă și ultima chestie. Fiecare cerculeț de aici este de mai multe tipuri. Haideți să le luăm pe rând. Uite, de exemplu, luăm pe band 1 și dăm click dreapta pe el. Prima opțiune aici avem reset, dacă vrem să se întoarcă la forma inițială. Și după care avem type, modul. Acum este pe low shelf. Hai să le luăm la rând. Dacă dăm pe disabled, o să dispară și îmi dispare și de aici. După cum v-am spus, ce facem pe ecran se întâmplă și aici. Dacă mergem la următorul, avem un low pass. Chestia asta, după cum se vede, a renunțat la majoritatea frecvențelor înalte și medii și a lăsat frecvențele joase. Bine, chestia asta putem să o mutăm la dreapta. Iar dacă dăm play acum la piesă, bun, următorul mod ar fi bandpass. Aceste frecvențe de la 20 până pe la 50-60 sunt diminuate, dar nu în totalitate. Iar frecvențele înalte sunt și medii sunt scoase. Dacă mutăm aici, frecvențele joase sunt scoase și de la bas în sus încep să crească și apoi să se scadă. Următorul mod ar fi highpass. Se creează o confuzie când e vorba de high pass și low pass, pentru că foarte mulți nu se gândesc exact la traducerea cuvintelor și când au de high, se gândesc că o să se întâmple ceva cu high-ul. Dar de fapt, high pass, adică permite sunetelor, frecvențelor înalte să treacă, astfel încât am renunțat la frecvențele joase. Opusul lui high pass este a doua chestie pe care am făcut-o, low pass. Dacă mergem la band stop, în felul ăsta renunțăm la frecvențele astea de aici, între 58 și 76 de Hz, iar totul se întoarce lin la frecvențele inițiale. Dacă vreți să faceți chestia asta mai minuțioasă, dați cu mouse-ul în jos și acum afectați foarte puțin, doar frecvența asta de aici. După cum v-am zis, schimbarea asta cu rotița se poate face și de aici, din dreapta jos. Vedeți, și în felul ăsta renunțăm la mult mai multe frecvențe. Cum sună cu el la maxim? Mergem mai departe, avem low shelf. În felul ăsta putem să mărim doar frecvențele înalte. Uitați, și dăm de rotiță, se aplică un filtru mult mai agresiv. Dacă dăm de rotiță în partea cealaltă, filtrul este aplicat mult mai lin. De cele mai multe ori când vine vorba de EQ, e mult mai bine să renunți la frecvenție decât să adaugi. Ideea e că odată ce creșteți foarte, foarte mult frecvențele respective, o să distorsioneze sunetul. Dar bineînțeles, dacă asta e intenția ta, să faci un sunet interesant sau să experimentezi cu diferite chestii, da, atunci poți să-l dai și la maxim. Bun, și mergem mai departe la picking. V-am spus că odată ce deschideți Fruity Parametric EQ 2, cerculețul 2, 3, 4, 5 și 6 sunt automat pe modul de picking. Vedeți? Iar 1 și 7 sunt diferite pentru că sunt ultimele și sunt foarte aproape de margini. 7-le, de exemplu, este un high shelf. Puteți, dacă vă uitați la type, cu ocazia asta le explicăm și pe ăsta, face exact opusul lui low shelf, pe care vi l-am arătat mai devreme. Vreau să vă arăt o chestie, dacă mergem la preset și dăm default, să-l încarce din nou programul. Dacă vă uitați în dreapta sus la culorile astea, vedem că 2, 3, 4, 5 și 6 au aceeași iconiță. Asta înseamnă că toate sunt pe modul picking. 1 și 7 sunt diferite, vedeți? Cum schimbăm noi tipul de aici, aceeași chestie poate fi făcută dacă ținem apăsat cu mouse-ul și dăm în sus și în jos. În partea de jos avem aici o săgeată unde avem niște setări. Dar nu e cazul să vă gândiți la asta deocamdată. Acesta lăsați-l pe high quality. Când e cu alb înseamnă că e cu high quality. Când e, că e activat. Dacă dăm click pe chestia asta o să ne dispară cerculețele. Tot putem să le mutăm
Este o chestie doar de preferințe. De obicei eu îl las ca să le văd mai bine. După care avem monitor. Dacă dau pe prima, orice semnal intră în acest plugin, nu o să-mi arate pe display-ul ăsta. Dacă dau pe următoarea, o să-mi arate doar input-ul, adică ce trimite. O să vedem sunetul de pian exact cum e el. Iar a treia mi-arată cum arată sunetul după aplicarea efectelor. Dacă fac chestia asta și dau drumul, așa arată după aplicarea efectelor, iar dacă schimb pe ce, pe input, pe ce intră, vedeți? Vă recomand să-l lăsați pe a treia, că în felul ăsta vedeți dacă ați scos frecvențele respective, ați adăugat frecvențele respective. Și mai avem o chestie aici pe care scrie compare. Chestia asta o putem folosi în caz că am făcut două setări, una așa să zic și cealaltă așa. Acum dacă dăm pe săgețile astea una sus și una jos, putem să ascultăm cum sună așa și așa, ca să putem să comparăm. Știu că pluginul ăsta este un pic mai complicat față de restul, față de reverb, delay. O să facem o scurtă recapitulare ca să fie pe înțeles tuturor. Deci avem un sunet pe care îl manipulăm cu aceste cerculețe. Sus ne arată zona de sub-bass, adică mai jos de basul normal, bass, mid, până la treble, adică frecvențele de sus. Ne jucăm cu aceste cerculețe pentru a modifica sunetul după cum vrem noi. În momentul de față am lăsat frecvențele joase la fel, dar de pe aici începem să accentuăm cât mai mult frecvențele mid. După cum vedeți, asta este zona de mid. După care se întoarce ca să poată să lase pe frecvențele înalte înapoi cum erau. Dacă dați de mouse, în sus și în jos, în felul ăsta modificați doar o mică secțiune. Vedeți că nu se simte foarte mult. Dar dacă îl dăm până în capăt, am amplificat foarte mult frecvențele astea. După cum v-am zis, dacă amplificăm foarte mult anumite frecvențe, sunetul s-ar putea să distorsioneze. De cele mai multe ori e bine să renunțăm la frecvențe decât să adăugăm. Tot ce facem cu mouse-ul în acest display este afectat și în partea din dreapta. Ori modificați de aici, ori de aici. Țineți minte diferența dintre high pass și low pass. High pass-ul este pentru joase, renunță la joase, iar low pass renunță la înalte. O demonstrație. Type. Low pass. Și am renunțat la frecvențele înalte. Să zicem că vrem să facem sunetul un pic mai înfundat. Să nu iasă în evidență în mix. Mai e o chestie utilă acum că ați înțeles ce înseamnă numărele astea de jos. Numărul herților. Pluginul vine cu niște preseturi. Și dacă dăm aici la default, avem aici câteva preseturi. Uitați, 20 de herți plus 18 kHz cut. Asta înseamnă că o să renunțe la acele frecvențe. Vedeți? Aici aveți și niște preseturi mișto, old telefon sau sunetul de radio. Este foarte util să intrați în acele preseturi, că în felul ăsta vedeți cum s-a creat sunetul respectiv și după care vă e foarte ușor să creați și voi sunetul vostru exact cum îl vreți. Sper că acest tutorial nu a fost chiar așa de greu. Dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în secția de comentarii. Dacă pot să vă ajut, vă ajut. Sau dacă este altcineva care știe și poate să vă ajute. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Hai și tu să faci parte din familia de producători, apăsând butonul de subscribe. Eu am fost Robert sau Error, sper că v-am fost de folos și până data viitoare, spor la treabă!